și bună ziua. M-am rugat în numele Domnului să ne dați o mână de ajutor, pentru că tare ne greu la moment. Am de 5 copii, 3 căsătoriți, 2 sunt minori, sunt lângă mine, Mihai și Alexandra. Soțul lucrează la Balatina, aia a avut câteva zile de când s-a dus la lucru la fermă. Și eu lucrez la servicii comunale la Glodeni și primesc un salariu de 3.000 de lei și nu ne ajunge. Multe datorii avem, am 2 credite de întors în toată luna de plătit, comunale de plătit dintre aici la 3.000 de lei și de mâncare trebuie și tot trebuie la familie, la copii trebuie din calțat, din îmbrăcat, din mâncare, că toată iarna am cumpărat brichet de foc. Că tot n-am avut de foc și e greu, tare greu de trăit la noi în Moldova, aici în țară, la noi. Și în casă, într-adevăr, ne plouă, ne-a luat vântul șoferul de pe casă și am pus bucăți de... Cum tablă era, dar a pus șofer, soțul acoperit, ca să nu ploaie, să cadă mai tare podul. Și e greu de trăit. Și ne-a rugat la dumneavoastră și la toată lumea să ne dea măcar o mână de ajutor, un pic de ajutor. Că trăim greu, într-adevăr. Mulțumesc, fraților, că mă ajutați. Este o propoziție care costă mai scump decât un film de la Hollywood. Este o voce care te face să lacrimezi mai adânc decât o melodie a unui artist renumit. Este o carte cu o singură pagină, dar cu un conținut fără sfârșit. Este o pictură vie pe o pânză de aur a unei vieți plină de suferință. Mulțumesc, fraților, că mă ajutați. Este o valoare pentru fiecare om care a întins mâna pentru acești oameni dați de la Dumnezeu pe acest pământ lângă noi. Mamă, v-am auzit durerea, acum mergem la microbuz, cărcăm totul, apoi mulțumiți Domnului, oamenilor și plecăm mai departe. Da? Mergeți copiii să ne ajutați? Da. Mulțumim frumos din partea dumneavoastră, din partea sponsorilor, din partea la lume, din partea la surori, la frați. Tare mult l-am așteptat și ne-am bucurat că ați venit. Spuneți că ne-am bucurat. Mulțumim frumos că ați venit, ne-a fost mult de voi. V-am așteptat cu mare drag. M-am așteptat cu mare drag și Domnul să fie mic pas așa. Ai văzut filmulețele noastre? Da. Ai așteptat să venim și noi și la tine, da? Da. Slavă Domnului. Vă câți ani aveți? Eu am 12. Eu 9. 9. În ce clasă sunteți? Eu a 6. Eu a 3-a. A 3-a. Pe mama o ajutați? Da. Aha. Și ce v-a plăcut din filmulețele noastre care le vizionați? Și așa v-a plăcut că dumneavoastră ajutați toți oamenii săraci care are nevoie, tare mult ajută lumea din toate părțile, din toate punctele de vedere. Dacă când voi o să creșteți mare, o să ajutați pe alții? Da. Asta e dorința inimii noastre, să învățăm oamenii să se ajute unul pe altul. Și noi astăzi vă ajutăm pe voi, voi mâine, poi mâine, o să ajutați pe alții, da? Da, corect. Bun, haideți să mergem, descărcăm totul, mulțumim Domnului și mergem la alte familii. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de pe YouTube Casa din Milostenie Chișinău. Aici puteți să găsiți toate videoclipurile noastre, care sunt în număr de peste 888 și au fost vizionate de peste 5.500.000 de ori. Vă mulțumim pentru suport și înțelegere! Multe lovituri am putea să avem din diferite părți. Împreună cu dureri, răni vindecate în suflet, care încă mai curg și astăzi, și nimeni nu ne poate ajuta decât Domnul nostru Iisus Hristos, cel viu și adevărat. Doar El poate să ne ungă rănile cu balzam vindicător. Doar El poate să ne întărească pe drumul Său, care ne duce spre eternitate. Mă rog ca Bunul Dumnezeu
să vă vorbească prin păsări, cântece, natură. El, Iisus, niciodată nu o să vă părăsească. O să vă întărească în al său cuvânt. Vreau doar să vă spun că și El vă iubește nespus de mult și că cuvintele Lui sunt veșnice. Zi și noapte, pentru ziua de aceasta, că ați venit așa un drum lung. Vă mulțumim frumos de toate, mă rugăm la Dumnezeu, mă rugăm la toată lumea, la frați, la surori, la toată lumea m-a rugat, la Dumnezeu mai ales, că mult mă tare, mult ne-ați ajutat. Și vă mulțumim frumos că nu ne-ați refuzat și noi am fost bucuroși, am așteptat ziua de azi. Ne-a rugat Domnul și zi și noapte să fiți sănătoși, fiți sănătoși toți împreună, să aveți bucurii și să-L înțeleg pe Domnul și să fie tot pași pe lume, că război nu trebuie și nimărui, să fie pași în lume și m-a rugat în numele Domnului, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Slavă Lui Dumnezeu că ne-a ajutat cu această bună ziua și că ne-a dus toate aceste lucruri. Noi am avut încredere în dumneavoastră, în aceasta, că Dumnezeu e cel mai bun. Noi trebuie să credem doar în El și El tot să se va împlini. Amin. Amin. Hai, Alexa. Ne luăm rămas bun, vă spunem la revedere. La revedere. Și cu Domnul. Cu Domnul, cu Domnul. Drum bun. Cu Domnul. Cu Domnul. Back to the door. The ancient gates. I stumble through to whom my soul awaits. Only to hear some loud and clear. At my returning, the old reprise. Hey, lover. Scump prieten, nu uitați să vă abonați la canalul nostru Casa de Milostenie Chișinău. Următorul clip va fi despre trudnice, trudnice с продуктами, вот, брали окна в кредит. Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia.
și de a simți fericirea aceasta ca și cum ar fi a ta. Dragostea este dăruire deplină. Pieroanele l-au răstignit pe Hristos, ci iubirea față de noi. A iubi înseamnă a suferi. Și cu mulți fug de suferință, puțin știu să iubească. De a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea aceasta ca și cum ar fi a ta. Dragostea este dăruire deplină. Dragostea lui Dumnezeu, nu ne-ați cunoscut, nu ați știut că există. Dar Dumnezeu ne-a trimis, pentru că vă iubește, pentru că vrea să-și facă lucrarea de mântuirea lui.